Înainte de a începerea acestui clip, vreau să-i fac o promovare lui Bro, what the fuck, are o mulțime de clipuri cu Minecraft, Metin 2, văd că din când mai postează și CSGO. Eu vă îndemn să intrați pe canalul său, ca să ajungeți, aveți chiar acum, o notare pe ecran, iar pentru cei care se uită de pe telefon sau tabletă, au un link în descriere prin care pot ajunge mai ușor, să-l susțineți și ce mai știți voi, cam atât cu promovarea asta și hai să mergem la episod. Drop it. Salutare tuturor, eu sunt Dalin și bine m-am găsit la un nou clip în care fac unboxing-ul unor componente pe care mi le-am luat și eu cu ocazia Black Friday-ului de vinerea trecută. Dar înainte să începem, apăsați și voi butonul de like dacă vreți cât mai multe clipuri de genul, pentru că sincer mă motivează foarte mult să văd că s-au strâns acolo foarte multe like-uri. Deci toată lumea care se dă la clipul ăsta, dacă vrea să mă ajute acolo, să mă ajute sufletește, să apese butonul ăla de like și eu voi fi pe deplin mulțumit. Bun. Poate vă întrebați de ce nu am spus până acum că mi-am luat ceva de Black Friday, de ce nu am adus în discuție deloc acest subiect, pentru că nu știam exact ziua în care acestea vor ajunge. Le-am luat de pe PC Garage, imediat vă spun și ce mi-am luat mai exact, dar oricum cred că vedeți deja în titlu, dacă nu mă înșel, sau nu, așa, bun. Păi nu am vrut să spun pentru că am zis că nu știu exact când vor ajunge, nu știam exact data, ziua, ați văzut și voi că au fost destul de multe comenzi atât la eMag și la PC Garage și multe, multe de-astea site-uri de genul și bineînțeles că n-au făcut față numărului mare de comenzi și au întârziat destul de mult și n-am vrut să zic, bă, uite, mi-am luat asta, asta, asta și urmează un unboxing, pentru că sigur eram spamat acolo pe Skype, pe Facebook, pe YouTube, că bă, când faci unboxing, bă, când faci unboxing. N-am vrut să se întâmple asta pentru că știam de ani trecuți că în fiecare an îmi iau ceva de Black Friday și știam că vor ajunge foarte greu. Eu, sincer, mi-am luat de pe PC Garage, am prins două produse la reducere de 30% și unul la reducere de 7% sau 10%. Imediat vă arăt și ce mi-am luat, dar înainte de asta vreau să fac intro-ul până la capăt, dar cred că deja ați înțeles unde am vrut să bat. Astăzi, mă rog, de fapt, miercuri seara mi-au ajuns și mie produsele, m-am dus eu personal să le iau din showroom-ul PC Garage, pentru că stau în București și n-are rost să pun transportul din București în București, pentru că este destul de aproape de mine showroom-ul lor. Mă rog, eu stau în Rahova, ei sunt nu știu unde, sectorul 3, dar mă rog, tata are locul de muncă prin apropierea sediului PC Garage și el s-a deplasat practic să mi le ia, adică gen, nu știu, a făcut 5 minute să-mi ia produsele, dar au ajuns foarte greu în showroom-ul de la PC Garage. Bun, hai că am vorbit destul de mult. Poate vă întrebați, uite ce nasol este tricoul ăsta, poate vă întrebați ce mi-am luat, păi ia să încerc să fac acum o magie, mi-am luat asta și asta, stai. Asta, bun, hai că vedeți. Nu sunt cine știe ce produse. Oare cât trebuie să stau așa cu degetele? Păi hai să le scot, bun. Nu sunt cine știe ce produse, pentru că o să vedeți mai încolo că am mai spus deja faptul că am un calculator destul de bun, destul de performant. Am un i5-4690K ca și procesor, o placă video GTX 960 de 2GB DDR5 pe 128 de biți. Aveam 8GB RAM, mi-am luat acum încă o plăcuță de 8GB RAM, în total acum voi avea 16GB RAM. Aveam și un SSD de 120GB de la Kingston, spun bine, da, Kingston. Am deja componente super bune, două monitoare, tastatură de gaming, mouse de gaming, aveți toate componentele mele în descrierea canalului, nu în descrierea acestui clip. Și, sincer, n-aveam altceva mai bun ce să-mi iau decât un plus de memorie RAM și un plus de memorie Solid State Drive, că acolo vine SSD, adică o memorie flash super rapidă. Dacă nu știți ce e un SSD, e bine, SSD-ul este un fel de hard disk, numai că mult mai rapid. De ce este mult mai rapid? Păi, hai că acum nu fac doar un unboxing, fac și o explicație. Hard disk-ul, dacă nu știți, se bazează pe învârtirea unor discuri magnetice sau ceva de genul. Este discul pe care se scriu informațiile respective și este destul de îngreunat timpul de răspuns. De exemplu, dacă deschizi un folder cu multe, multe poze, el o să stea cam un minut, două, chiar dacă ai peste 1000 de poze să ți le afișezi, așa cum SSD, SSD-ul este format din memorii flash, memorii de alea similar cu cardurile de date sau, nu știu, stick-urile, similar cu produsele astea, deci sunt niște memorii foarte rapide. Bun, hai că ne-am lungit destul de mult cu vorba, hai să trezim și noi la unboxing-ul celor două produse.
BAM! Cele două produse. Nu știu cât de bine se va auzi microfonul, pentru că este microfonul din telefon și sincer să fiu, se află la o distanță destul de mare față de obiectele pe care vi le prezint în momentul de față. Hai să începem cu SSD-ul. Ne uităm așa un pic pe cutie. Ne spune pe aici că, nu știu, este pe SATA 3, că are 2.5 inch, că este compatibil cu Windows și Mac. Ne spune că avem prin SATA 3 putem transmite, nu știu, scrie sau citi 6 GB pe secundă cu acest SSD. Dacă ne uităm pe spate, vedem cam aceleași lucruri. Bun, hai să desfacem acest ambalaj. Am aici un cutter. Hai să luăm, nu știu, marginile. Nu știu cât de bine voi face eu acest unboxing, dar voi încerca. Ok, hai că am reușit. Așa. Apoi vom începe cu memoria RAM, de care vă vorbeam puțin mai devreme. Bun. Hai că am eliminat și această țiplă. Încerc să fiu, se simte chiar bine, până și cutia, este așa, nu știu, un material carton, însă este destul de finuț, ca să încerc să fiu bun. Hai să sperăm că nu mai are vreun scotch, nu mai are. Bun, hai să văd cum elimin eu, așa, bun. De o parte și de alta îndoim aici, aici și cred că o să iasă, trecum o tăviță sau ceva genul. Bam, 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 ăsta este SSD-ul, dar însă văd că mai este ceva în pachet. Este o foiță, ASM, câteva specificații și niște benchmark-uri, din câte văd eu. Bun, punem deoparte și hai să revenim la produsul nostru. După cum v-am spus și mai devreme, este un SSD de 240 de giga. L-am luat la un preț foarte avantajos cu aceste reduceri de Black Friday. Nu știu, mi s-ar costa undeva la 500 de lei și l-am luat la prețul de 320. Bun, hai să văd cum scot eu. Așa, bun. Am presat aici și a ieșit singur. Sincer să fiu, deci este ușor ca fulgul. Este, zici că este o dischetă, nu știu dacă cunoașteți dischetele, dar vă spun eu că la fel de ușor e. Însă, cu siguranță, va fi foarte performant. Scopul, deviza, ca să spun așa, asta este ușor și foarte performant, fiabil și performant. Știți și voi, SATA 3 și nimic mai mult. Hai, punem deoparte și să ne întoarcem la memoria noastră HyperX Savage de 8 GB pe 1600 de MHz. Bun, hai să tăiem cu cutter-ul aici. Așa. Hai să lipim ăsta de birou, ca să-l dezlipesc eu după. Bun. Opa! Hai să lăsăm, vedem că avem și o cărticică. Uitați cât de mică e, băi! Doamne! Ia să cum scoa... Mamă, cream că are și scos cărticica asta. Ia să ce ne arată nouă cărticica asta. Ne arată ca la nableți, cum să montăm o memorie de asta, de 3, pe placa de bază. Și aici scrie în toate limbile, ia să ne avem și română, bă, de engleză... Bă, trebuie să fie și română, mă. Turcă, rusă, maghiar, mai mult dacă e maghiar, trebuie să fie și română, mă. Aici nebunul e română, poloneză, indusă, toate limbile mai puțin română. Vai, ce discriminare. Portugheză, mă, pune și portugheză. Italiană, hai că înțeleg. Băi, asta e. Nu avem limba română, nu are nicio problemă. Vedem aici că avem și un sticker. Nu pot să-mi lipesc pe care acasă, că oricum o să o schimb în curând. Este un sticker cu HyperX. Chiar îmi plac stickerele de la componente. Mi-aș fi plăcut ca și la placa video să primesc și nimic mai mult, asta este memoria. Sincer să spun, este mult mai grea decât SSD-ul, dacă vine să credeți. Pentru că are răcirea asta pre materialul ăsta, nu știu cum se numește. Asta ce scrie aici. Hai să încercăm să facem să focalizeze, sper că focalizează. Ne spune unde e fabricat, modelul exact și nimic mai important de atât. Vreau să văd dacă scrie și frecvența, nu scrie, dar asta este memoria RAM. V-am spus că este de 8 GB pe 1600 de MHz. Nu știu cât am dat pe ea. Costa undeva la 2... Aici n-a fost o reducere prea mare, sincer să fiu. Era undeva pe la prețul de 250 de lei și am luat-o la prețul de 200. A fost o reducere ceva din 7%, nu știu exact. Deci cam astea au fost două produse pe care eu mi le-am luat cu ocazia Black Friday-ului.
N-a fost cine știe ce, pentru că nu aveam sincer ce altceva să-mi schimb. Am un procesor foarte bun, o placă video foarte bună, o sursă foarte bună, două monitoare, o tastatură de gaming și un mouse la fel. Deci chiar nu aveam altceva ce să-mi schimb, doar un SSD, pentru că aveam un SSD mai micuț. Și cu acest SSD vreau să-mi instalez și jocurile, în special GTA 5-ul, ca să mențină un flux de FPS-uri activ, ca să zic așa. Și bineînțeles și sistemul de operare. Cam asta a fost unboxing-ul, îmi pare rău pentru că nu v-am prezentat mai mult atât, pentru că, sincer să fiu, nu aveam ce să-mi cumpăr. Chiar mă uitam în ceva zile înainte de Black Friday să văd dacă pot să-mi cumpăr ceva sau nu și efectiv nu aveam altceva mai bun de atât. Acum am deja un calculator foarte performant și nu aveam nevoie de nimic în clipa de față. Cam asta a fost și unboxing-ul, eu am fost The Link, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut apăsați butonul de like pentru că poate o să continuăm cu noi clipuri, pentru că vreau să cumpăr și o cameră web, dar asta ceva mai târziu. Cam atât, ciao!